Deși în ultimii ani mercurul termometrelor sare de temperaturile obișnuite mult prea devreme, cei mai mulți simt că a venit vara în momentul în care gustă primele cireșe. Românești, dacă ar putea să fie, și mai ales din grădina colorată a bunicilor. Cireșele sunt unele dintre cele mai iubite fructe de către copii. Reprezintă bucuria celor mici și mai ales plăcerea nevinovată a adulților. Cu toții am crescut an de an odată cu aceste fructe care ne-au îndulcit copilăria. Adesea le rupeam pe furiș dintr-un copac al vecinilor și le mâncam când nici nu erau pe jumătate coapte. Uneori le agățam la ureche, iar alteori ne făceam obrajii cu ele. Cert este că cireșele ne fac viața mai gustoasă. Odată vara, pe aproape de moș, mă fârșiesc din casă și mă duc zona mea zamar la moș Vasile, fratele tati cel mare, să vor niște șireșe, căci numai la dânsul și încă vreo două locuri din sat, era câte un șireș văratic, care se coșea pălea de duminica mare. Așa începe La Cireșe, povestea lui Nică, sau mai exact, a lui Ion Creangă. Poveste în care ne-am regăsit fiecare dintre noi și trebuie să recunoaștem, cireșele furate din pomul care nu ne aparținea, avea un gust nemaipomenit pe care cu greu îl regăsim în zilele noastre. Nu degeaba s-a încumetat Nică să fure din pomul mătuși și mărioara. Astăzi am găsit în piață pentru prima dată în acest an niște învietoare cireșe, așa că m-am hotărât să vă prezint niște superstiții legate de aceste fructe. Se spune că dacă cineva vrea să știe câți ani mai are de trăit, trebuie să dea ocol unui pom încărcat cu cireșe coapte și să numere câte au căzut pe jos. Numărul fructelor de pe pământ ar corespunde anilor de viață rămași. Dacă găsești un sâmbure într-o plăcintă de cireșe, acesta este un semn de noroc, iar dacă doi îndrăgostiți mănâncă dintr-o cireașă dublă, au mari șanse de a-și împlini o dorință comună. O metodă de a afla peste cât timp te vei căsători constă în numărarea sâmburilor unor cireșe pe care tocmai le-ai mâncat în vreme ce repeți pentru fiecare sâmbure formula magică. Anul ăsta, la anul, odată și odată, niciodată. Ce semnifică pentru sucevenii roșiaticele fructe și ce amintiri au legate de acestea, aflăm chiar de la ei. Era cireșul blocului vecin și ne suiam toți copiii în cireș, dar eu eram în vârf și dădeam tonul. Acum vreo 2-3 ani la țară, fiind cu mai mulți veri, am mers la o vecină și am furat cireșe. E ceva copilăresc pentru noi, dar... Am furat din propria grădină, că nu erau copte. Da, am furat din grădină la bunica. Și părinții au aflat? Da, au aflat. Pedeapsa care a fost? Sliculec toate din copac.